Pare bine că v-ați eliberat. Fie Doamne, să vă da Dumnezeu tot ce vă doriți. Bine ați revenit. Vă mulțumesc, doresc. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și ție și la copii, cel mai bun om. Să rămână. Teta vreau. Doamne, să-ți dea Dumnezeu ce doresc la copiii mei. Tu știi că te iubesc eu pe tine și pe Iuliu. Să bine ați venit, Domnul Fertoni, v-am dus în lipsa. Să rămână. Doamne ajută, mă bucur mult. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că susținerea dumneavoastră și gândurile și tot ce mi-ați trimis și știu că multă lume s-a rugat la Dumnezeu așa cum am rugat eu pentru dreptate. Să vă dea Dumnezeu. Eu vă mulțumesc. Să rămână și nu o să vă dezamăgesc, credeți-mă. Să. Ne bucurăm tare mult eu personal și nu numai eu că ați revenit. Să rămână. Și avem mare încredere că vă continua și băiatul dumneavoastră toate proiectele pe care le-ați început și ne bucurăm imens. Sănătate să vă dea Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut încredere în mine. Mare încredere. Vă mulțumesc că v-ați rugat pentru mine și știu. Da, și vă mulțumesc pentru tot. Nu mai pot. Mă bucur tare mult, sănătate multă. Bine ați venit. Stați jos, ușor. Stați jos, Ce faceți? Ce să facem, domnul primar? Domnul primar, și la noi, eu stau aici în alia Costinești, primele blocuri. De ce are noastre trei blocuri au rămas nefăcute? Și a primele blocuri... Aduceți-vă aminte că da. Am pus chelele, după care m-am dus într-un concediu. Da. M-am întors în maxim 2 luni e gata. Da, nu aici, eu stau aici la garoape. Acolo, ne apucăm de tot. Dar am făcut din nou cerere și așteptăm și noi, domnul primar. Eu vă mulțumesc pentru încrederea care ați avut și o aveți în continuare. Da, și avem încredere în dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că nu m-ați abandonat. Eu vă mulțumesc că nu m-ați abandonat și ați crezut în dreptate. Sănătate. Așa este. Să rămână, ce faceți? Mai dau mâna o dată, domnul Piedone. Multă sănătate. Nu s-a concretizat nimic de atunci că ați pățit ce ați pățit. Ideea e că următoarea stradă, pe Alexandrii 17, județul 131, nu avem iluminat public. Deci deloc. Și seara vin de la serviciu la 10 seara. Rugăminte, o să se updateze site-ul primăriei. O să se... neapărat. Vreau să-mi scrieți... Eu-s mai pe vechi așa. Eu îmi plac lucrurile să merg pe clasic și sigur. La modul în care dumneavoastră puneți-mi o petiție în adresa mea direct cu totul. Vă garantez că eu citesc tot. Da. Cum am citit toate scrisorile în micul meu concediu, așa le voi citi pe toate și voi lua măsurile ce semn. Am nevoie să-mi furnizați informații. Am nevoie să... Eu sunt mereu citesc. Da, eu vă mulțumesc în continuare pentru sprijin și să vă vedeți. Și sperăm să... Doamne ajută! Sănătate multă! Trăiți, oameni buni! Să trăiți! Ce faci, mama e? Să trăiți, domn primar! Să trăiți! Ce faceți, oameni buni? De la Rotary sunt cu construcția. Da? Da. Când terminați? Acum că ați venit și dumneavoastră, poate o fi mai bine. Nu că poate o fi mai bine. Trebuie să fie. Să te înaintați cât de cât. Vă rog să spuneți conducerii dumneavoastră că acest bloc l-am găsit la depunerea mea de jurământ în 2020 cu schelele pe el. Și dacă vor să mai lucreze în sectorul 4... Okay, nu, exact așa le spuneți. Dacă vor să mai lucreze în sectorul 4... Acest bloc este gata într-o lună de zile. Peste o lună, cât suntem astăzi? În 27. Pe 27 iulie sunt aici. Vă rog să-i transmiteți toată. Da. Ce faci, tată? Merge porumbul? Ușurile la așa. Ha? Ușurile la așa. Mamaie, ce faci? Ce? Bravo, mamaie, de la tine din grădină, nu? Da, de la grădină. Bravo. Ieri am înnomorit în grădină, în care vă face necazuri cineva, vă aleargă poliția, ceva, vă dă amendă? A fost mai de mult până să vă arețeze pe dumneavoastră și spune, pe mine mi-a ieșit domnul Tiu, domnul să stau aici. Și nu mai s-a venit, vene. Așa le-ai spus, da? Așa le-am spus, a zis domnul, să le zici oricine vine și vrea să-ți ridice munca ta, chiar dacă peste 300-400 de metri e piață. Dacă tu consideri că aici și o să-ți aduc o tarabă, da? Vă aduc două tarabe, să nu mai vindeți pe carton.
Da. Două tarabe începând de luni, vi le pun aici și stați, pentru că voi vă știe lumea, sunteți aici. Păi asta le spun, să rămână. Cum să viau? Nu, n-am cum. Că suntem bătrâni. Nu, nu, asta îi spuneam, că am întrebat-o dacă îi face cineva nevoiazuri sau a luat-o de aici. Nu, de luni îi aduc două tarabe, cum e mamaia care i-am făcut tarabă, pentru oamenii ăștia, pentru bătrânii care muncesc cu adevărat. Nu iau de la angro și iau din grădină? Nu, nu. Da? Aia e fata ta, nu? Să-ți trăiască. Ești la unde ești? La liceu? Unde ești? E greu pentru noi în vârstec. Bravo. Pentru noi în vârstec. Doamna, aveți încredere, da? Eu vă mulțumesc pentru sprijin. Vă spun pe domnul Piedone, e mai bine. Da. Să rămână. Trăiți, bine ați venit. Ce faceți, mă? Bine ați venit. Ba, bă, ce e aici? Câte grade sunt, mă? 40. Iarna 90. Vrei să scoate niște ceavă și face câteva pute. Da. Bravo, tate. Mulțumesc mult pentru asta. Doamne ajută. Hai, succes. Succes în continuare. Sănătate. Tot ce vrei să faci. Sănătate multă. Bine ați venit, domnul Ferdoni, v-am dus în lipsa. Mi-ați dus lipsa. Da, nu s-a făcut nimic. Așteptăm. Sănătate, sărăuna. Și băiat. Bărănie, în grupă, el aici, e primar, aici, exact. Tot la noi, da? Primăria la asta. Sărăuna, mamă! Ce faceți? Mă bucur pentru dumneavoastră. Sărăuna. Mă bucur. Sărăuna. Mulțumesc pentru sprijin și că ați avut încredere în mine. Doamne ajută! Sărăuna. Doamne ajută! Mă bucur mult, mult, mult. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că susținerea dumneavoastră și gândurile și tot ce mi-ați trimis și știu că multă lume s-a rugat la Dumnezeu așa cum am rugat eu pentru dreptate. Să vă dea Dumnezeu. Eu vă mulțumesc. Să rămână. Și nu o să vă dezamăgesc, credeți-mă. Ne bucurăm tare mult eu personal și nu numai eu că ați revenit. Să rămână. Și avem mare încredere că veți continua și băiatul dumneavoastră toate proiectele pe care le-ați început și ne bucurăm imens. Sănătate să vă dea Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut încredere în mine. Mare încredere. Vă mulțumesc că v-ați rugat pentru mine și știu. Da, și vă mulțumesc pentru tot. Nu mai pot. Mă bucur tare mult, sănătate multă. Doamne ajută, numai bine, bine ați venit. Așa ne-am nebucurat. Să rămână. Da. Să puneți sector pe picioare. Vă mulțumesc că m-ați sprijinit cu gânduri, cu absolut. Și vă am mai o ambiție, cea mai mare ambiție a vieții mele, să vă reîntorc toată încrederea. Nu o să vă dezamăgesc, o să vedeți. Cu toată greutatea, cu toate piedicile politice, cu tot ce vor să facă, că am deranjat și deranjez mult, da? Avându-vă pe dumneavoastră în spate oamenii care trebuie să vă treziți. Gata, nu mai e loc. Gata. Trebuie să ne apucăm de treabă. Nu eu, toată lumea. Fără politic. Ce faceți? Multă sănătate vă doresc. Să rămână. Am dat jos de mașină să vă felicit. Mulțumesc. Mulțumesc. Să fiți sănătoși și numai bine vă doresc. Doamnă, vă mulțumesc pentru tot. Mulțumesc. Vă așteptam să veniți. Ne bucurăm cu respect mare. Dumnezeu a fost cu dumneavoastră. Ne bucurăm cu toată inima. Dumnezeu există. Să fie bine. Să fie șeful. Să rămână. Să rămână. Vă salut cu tot respect. Bine ați revenit. Vă mulțumesc cu tot respect. Aoleu. Ce faci? Flori frumos. Bine ai venit acasă, tată, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Da. Dumnezeu sănătate. Și ție și la copii, cel mai bun om. Să rămână. Să trăiți. Doamne ajută, să rămâne. Ce faceți? Ne bucurăm. Vă salut, poftiți. Da. Bine ați venit acasă. O secundă, m-a rugat la Dumnezeu cât ați fost acolo, să vedeți, Dumnezeu mi-a spus că vă mulțumesc pentru toate gândurile bune. Bine că ați venit și că s-a rezolvat. O să vedeți. A fost o parodie. O să vedeți. O să vedeți. O panorama. O să vedeți. Urmăriți și o să vedeți. Să cereți daune. Absolut, absolut. Mai faceți-ne și nouă ordine prin sectorul ăsta pe aici. Doamnă, păi dacă au dormit când pisica nu e acasă, ce se întâmplă? Avem prin sfatele blocului pe aici. Avem un bloc înalt acolo cu 10 etaje care s-au oprit. Nu-i mai las drum, între case. Aici, pe Bucheni. Nu mă ocup eu, nu mă ocup eu. Așa. Și mai avem și blocuri. Mai avem și blocuri. Oameni buni. Lasă-mă, te rog, atâta vreau. Doamne, să-ți dea Dumnezeu ce doresc la copiii mei. Tu știi cât te iubesc eu pe tine și pe Iuliu.
Sărmână. Mai avem și blocuri din astea. Rugămintea mea, oameni buni. Da. Știu că este sărmână. Opriți-vă din timpul dumneavoastră liber și scrieți direct la mine la primărie. Puneți-o la poștă. Nu mail, nu nimic. Că voi, oamenii mai în vârstă, nu le știți cu asta. Da? Să candidați și pentru primăria capitalei. Să l-a dus Dumnezeu acasă! Da, să aveți cine pe cineva, bravo! Deci, vă rog eu frumos, o să vedeți. Curățenia este deplorabil acum, să știți. Eu să locuiesc pe Soldat Croitorul. Haideți să vedem peste două săptămâni doar. Să repun puțin lucrurile, eu o să fiu tot timpul între voi, dar cine are ceva urgent, vreau să-mi scrieți. Citesc orice scrisoare, cum am citit și la pușcărie. Oameni care nu i-am cunoscut în viața mea mi-au transmis gânduri și m-au susținut. Vă mulțumesc, oameni buni. Sănătate. Mă bucur, ați făcut cel mai frumos exorbă. Ce faci, Iul? Să știți că vă destinezi să știți cu soția. De că am fost și am umblat atâta, că actele e de 3 ani pe rol. Pentru că nu-l aveți pe Piedone, prieteni, și merge pe Piedone cu dumneavoastră. Dar scrieți-mi, doleanță tot, adresă și eu... Bine că ați venit. Piedone e prieten la toată populația asta. Doamne ajută, trăiți. Să-i dea Dumnezeu. Sărona, mulțumesc, Sărona. Doamne ajută. Bună ziua, domnul, iertați-mă. Mă numesc domnul Măciucă Matei Dolu. În 2005 am fost eliberat din penitenciarul Iași. Spune-mi, deci e greu pentru un loc de muncă. Având un cazier, sunt om altfel. De mâine, de luni ești angajat la Salubrizare. E greu ce să mai faci. Mărinte, te duci la Salubrizare dacă vrei să muncești, da? Îmi pare bine că v-ați eliberat. Cireșele. Să veniți cu sănătate. A? Să-mi pun din alea, cum, când eram mic, îmi puneam cireși în... Când stăteam noi și când lucram câte 100 nici. Doamne ajută, să rămână. Să rămână. Să rămână, mamă. Să rămână și eu. Eu n-am să vă dezamăgesc, vă promit. Sănătate vă dorim. Să rămână, doamnă. Faceți curățenie. O să vedeți. O să vedeți. Să rămânile. Ce faceți? Aerul nu merge în piața asta? Merge. Ce faceți, să rămână? Să veniți și pe alea imajul, că este dezastru acolo. Bună ziua, bine ați venit. Să rămână, doamnă. Și nu, o mare bucurie. Să rămână. Să rămână. S-a văzut lipsa. Să rămână. Bine ați venit în rândurile noastre iarăși. Să rămână. De aici am plecat, aici mă întorc. Da. Să fii sănătos. Să rămână, mamă, să rămână. Sănătate, crezi cu Dumnezeu. Ce faci, mă, voia cu? Care-i viața ta? Să ne trăiți și sănătate. Să rămână, doamnă, să rămâinile. Bine ați venit, doamnă, sănătate, doamne ajută, cu tot dragul, doamne ajută, bine ați venit. Să rămână. Cu toată dragostea. Eu vă îmbrăzișez. Și noi, și noi. Caporal Ilina, numărul 1. Mamă, am o rugăminte. Da. Milioane de oameni îți povestesc. Acasă ia 5 minute din timpul tău liber. Așa. Pune pe hârtie și pune-o la poștă în adresa mea. Domnului primar Cristian Popescu, Primăria Sectorul 5, Strada Fabrica de Chipituri. Vă trimiteți mie. Mulțumesc frumos. Să aveți multă sănătate. Sănătate multă și vă rog frumos să terminați și trotuarele alea la ferentari. Aveți grijă de ferentari. Eu mă bucur. N-am scos ferentariu până să plec la lumină. Da, da, și acum îl continuăm. Dacă ferentariul a ieșit la lumină, n-au făcut în 30 de ani ce ați făcut dumneavoastră pentru la jumate. Vă mulțumesc. V-am așteptat cu drag. Să rămână. Și cu toată inima. Aveți grijă de ferentari. Să rămână, bine ați venit. V-am așteptat cu tot dragul. M-a rugat la Maica Domnului. Că sunteți nevinovat. Mi s-a făcut piele de găină. Rugile dumneavoastră s-au auzit și rugile mele. Împreună, dacă ne rugăm, Domnul face minuni. Da, face minuni. Să rămână, mamă. Să rămână. Ați venit și să aveți grijă. Auziți, sunteți în evidențele noastre? Nu. De ce? Fiindcă n-am avut să mă... Iulian, ia-i toate datele acum, adresă, domiciliu
Și luni dimineață direcția de asistență socială se ducă la doamnă. Aici are nota 20. Ne-am întâlnit mai devreme. Să rămână. N-am mai văzut prima să se plimbe. Vă invit să veniți un pic și pe șoseaua să lași. Le-au făcut băieții. Am văzut, m-a luat capul. M-a luat capul, te amestești. Deci vă zic, a lăsat distanță. Vin. Dar vin. Dar coboară, că noi le-am pus. Vin să văd. Să rămână. Ce mai zice, domnul? Ce bine îmi pare. Să rămână, mamă. Să dea Dumnezeu să fie bine. Ce o să fie. Bună ziua, domnul primar. Ne bucurăm că vă vedem iarăși. Dar pe de altă parte, eu nu mă bucur. Stau la blocul 3 pe Trăitorul și a spus prea multe bănci. A venit poliția așa cu două muscă, făceau... Mai luăm din ele, dacă... Nu, nu mai luați, mai puneți într-un cartier un bănci. Nu, până la dumneavoastră, sugeam. Le împăcăm pe toate, le împăcăm pe toate. Mai bine ca niciodată cu dumneavoastră în sfârșit. Să rămână. Să rămână. Să rămână. Vă cunosc sectorul 4, că ați făcut parcul acela cu vegetal foarte frumos, deci o amintire. Și orășelul copiilor, da. Da. Și acum noi ne-am mutat în sectorul 5 și o să vedeți. Suntem alături de dumneavoastră. Să rămână. S-a făcut ele așa de bine. Vinde. Doamne ajută. Bine ați venit, domn primar. Trăiți cu tot respectul. Respect. Mai bine vă dați. Ce faci, mă? Stai pe căldura asta cu șapca în cap, așa? Bine ați revenit. Să rămâine. Să vă meargă din plin. Doamne, ajută-mă. Și să vă iubească lumea, care vă iubea și înainte, acum cred că cu atât mai mult. Vreau să vă spun că fără dumneavoastră, fără rugile oamenilor și fără ruga mea, Dumnezeu a făcut minunea. De fapt, a fac dreptate. Datorie mai mare n-am decât de pentru Dumnezeu și pentru dumneavoastră oameni. Eu mă voi dedica totul ca să demonstrez. Eu pe vremea când nu erați primar, am făcut o reclamație. Niciodată n-am crezut că cineva mă va rezolva. Dumneavoastră m-ați rezolvat. Cred că e chestie de 5 bani. Mare azi, ne felicitări, ne bucurăm, ne-am rugat zi și noapte la dumneavoastră. Noi, eu stau în sector, n-am mai avut un primar. Zic, într-un an câte ați făcut, dar câte o să mai faceți aici încolo să vedeți. O să vedeți, o să vedeți. Bine ați venit. Da. Da, nu, crească Dumnezeu. Am un certificat de edificare la dumneavoastră de 2 luni. Un certificat de? De edificare. Eu trebuie să plec la... Ia vină cu amă. Eu trebuie să plec la Craiova 3 luni de zile să-mi fac citostatice. Deci o doamnă bolnavă de cancer. O doamnă care a bătut drumurile primăriei. Nu trebuie să-mi arătați, am văzut-o. Stă de 2 luni de zile pentru un certificat de edificare a construcției. Da. V-au cerut și pagă, doamnă? Nu, ieri am vorbit cu domnul Șuică. Cine e Șuică ăsta? Nu știu, acolo la... Nu o să mai există Șuică. Da. Și eu am găsit client că îmi trebuie 30. Mamă, nu, calmează-te, dăm toate datele acum. Da. Și cel târziu, când plecați din București? Trebuie să plec, dar eu am pus casa în vânzare din cauza că îmi trebuie, eu merg la Sfântul. Luni e bine? Luni e bine? Problema e dumneavoastră e rezolvată. Da. În primul rând mă bucur că ați revenit printre noi și ați fost nevinovat. Problema e că s-a apucat de blocuri care nu zic că nu trebuie făcute, dar sunt spații verzi. Ăsta e un bloc la stradă. E risc. Număr de telefon și adresă și vă contactează cineva. Vă mulțumesc din suflet. O zi bună vă doresc și să ne slujiți încă 30 de ani de aici încolo. Am venit, le rezolvăm pe toate. Să trăiți, v-am așteptat cu drag. Da, să rămâne. V-am așteptat să ne faceți. Nu să mă dăm, vă salut cu toate. Sănătate multă, numai bine. Bine ați venit. Doamne, bine ați venit printre noi. Ne apucăm încă de trebuie. Da, Titi, ușor. Iar au dormit. I-am lăsat puțin, iau dormă în ghete. Îi reexurșitez. Ne bucurăm pentru dumneavoastră. Ați văzut, într-un an jumate cât am stat, așa cred că s-a întâmplat ceva, da? De 30 de ani, la mine vorba-i vorbă. Ce faceți? Bun. Vindeți? Bravo. Sunteți de la noi din sector? Da. Sunteți de la noi din sector? Da. Aveți buletin? Nu buletin, aveți de asta pentru asistență socială, da. Vă dă ajutoare ceva? Nu am primit. De ce? Nu vrei? Nu că nu vreau, dar nu mi-a dat. Nu ți-a dat. Iulian? Da. Da. Stau în sectorul 5, în Cotroceni. E foarte mizerabil, mai curat este aici decât acolo. A venit tăticul acasă. Știu că a venit tăticul. Să rămână. Și o să vedeți curățenii. Deci vreau să îi dai legătul lui Mircea să trimite o asistență socială pentru ajutorul social. Clar, bine
ați venit. Să rămână. Vine să plâng de bucurie. Să rămână. Mă bucur mult că avem nevoie de dumneavoastră. Să rămână, doamnă. Eu stau de atâția ani în blocurile astea, în primul bloc, și nimeni n-a făcut nimic pentru noi, pentru zona asta. Poate vă gândiți. Am venit acasă. Și am venit acasă. Ne-au mai luat și tomberonul și aruncăm gunoiul ca boschetari. Am venit acasă. Am venit acasă. Am venit acasă. Aveți grijă de noi și de dumneavoastră. Dați-mi put timp să le ung roțile și dăm drumul la locomotivă. Când s-a întâmplat necazul cu dumneavoastră, noi eram pe acolo, pe afară, vă așteptam, poate ne face și nouă blocul pe Zanfirul ăla aici. Mă ocup, din afară, de acum încolo, nu. Acum nu mai plec nicăieri, mă ocup și facem. Da? Da. Nu mai plecat nicăieri, gata? Nu. Rămâneți în sectorul ăla? Da, da, da. Deci ne face și nouă blocurile, că ei mamă, știe pe urmă și tot. Ați văzut cât am fost, au mers treaba? Da, okay. S-a întâmplat necazul cu papilie. Da. Doamne ajută, să ne... Dumnezeu a făcut dreptate. Sănătate, Doamne ajută. Și numai bine să vă rămână. Pe domnul Pierdone, copiii mei stau aici pe Cucheni. S-a trecut cu asfaltarea până aproape de ei. A făcut cerere la primăria sectorului 5 să li se lase și lor bordura mai jos. Și n-a lăsat. Și n-a lăsat. A plecat la lider acolo și a tornat acolo. Și la ei s-a oprit până mă ocup, ei. Acum mă uit pe toate. Îmi trebuie o lună, două să inventariez tot și le reglăm pe toate. Domnule, să dea Dumnezeu ce doresc eu la ai mei. Atât. Ce dorim la familia noastră, vă dorim și dumneavoastră. Vreți vă mulțumesc pentru tot. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc și n-am să vă dezamăgesc. Trăiți. Marian, să trăiți și aveți succes în sectorul 5, puneți la punct. Cu dumneavoastră în spate merg până la capăt. Să rămână, doamnă, și eu vă mulțumesc și n-am să vă dezamăgesc. Deci un om minunat. N-am să vă dezamăgesc. Am 40 de ani în viața asta. Și sunt foarte bucuros că ați revenit. Și o să vreau o audiență la dumneavoastră. Știți că piața e specialitatea. Doamne ajută, eu vă mulțumesc. Domnul primar, de 83 muncesc în piața aici. Aici m-am pensionat. Dar aș vrea să vin într-o audiență la dumneavoastră. Sărona. Când se poate? Și Dumnezeu ne-a iubit pe toți. Ați făcut ceva pentru mine. Aș vrea să mă programez și într-o audiență personală. Da, o rezolvă. Ce faceți? Mulțumesc mult, da. Ce faceți? Uite la cupărtări, șef. Doamne ajută. Să rămână. Mă bucur că sunteți la fiecare înfățișare. Să rămână. Așteptam să... Să rămână. Să fiți divers. Am și o întrebare la noi. La noi, în Aleea Livezilor 37, la toate blocurile alea din spatele școlii, n-a venit nimeni pentru avelopare. Că vezi, doamne, ce-a făcut contract acum 20 de ani, un faliment. Și că nu se poate. Știți și apartamente micuțe, suntem mulți familii și copii cu nepoți. Salut, mă! Te-am văzut la știri! M-ai văzut la știri? Da! Te-ai bucurat? Stăticul acasă. Am și eu o problemă. Ascultați, da. Așteptați puțin. Da, spuneți-mi. Sunt administrator în... Uite, de acum o să mă vezi mai des. În ce parc te joci? Un minut îi spun, atât. La noi. La voi, dar unde e la voi? La etajul 1. Acolo ai parcul la etajul 1. Da. Eu sunt la izvor, sunt administrator. Sănătate, pierdone! Da. Am fost și în comisie. Da. Vedeți că au făcut statuia Reginei Maria. Așa. Este păcat. Veniți, vă rog eu frumos, să vă uitați că este... Izvor statuia Reginei Maria. Izvor Regina Maria, ci că e ceva nasol acolo. Am nevoie de ochelari. I-a spart ochelarii care are astigmatism sever la ambii ochi, are minus 4 liniști, 12 milioane ochelarii și telefonul, display-ul s-a terminat. Eu opresc sindicat. Unde? I-ați făcut ochelarii? Nu i-am făcut nici ochelarii, nu i-am făcut nici telefon. Pentru ochelarii. Că... Alo? Deci de la mine, din fondurile proprii, luați legătura, te duci cu fetița și facem ochelarii care are niște ochelari speciali, i-a spart, n-are cu ce să și fetița. Da? Vă felicit pentru succesul care l-ați avut în instanță. Dar trebuia să-l aibă, că tot trebuia, mă bucur de toată, toată inima. De vinul trebuia? Am deranjat, domnule. Păi da, domnule, asta e problemă. Pot să vă deranjez și eu cu... Oricât, dumneavoastră, nu mă deranjez, nimeni nu mă deranjez. Cu reabilitarea blocurilor. Am trimis și eu pe site către primărie. Președintele a venit să depună dosarul la primărie. E depus de acum un an și jumătate. Lăsați-mă să reintru. Eu de luni intru efectiv în primărie. Lăsați-mă să acumulez datele lipsă de un an și ceva. Da.
Și vă credem. Eu sunt tot timpul lângă voi. Iau informații și tot ce aveți. Vă rog eu frumos, lăsați mail-ul, lăsați, puneți-mi pe hârtia aia veche, hârtie la registratură, în atenția mea direct. Eu citesc toate alea care se trimite de la mine. Și voi lua măsurile ce se impun. Sănătate. Vă iubesc. Ați fost și primarul meu la sectorul 4. Da. Vă iubesc. Veniți înapoi la noi la 4. Să rămână. Vorbim.